Bună ziua, eu sunt Sorina Ilenei, sunt prefectul județului Bacău. Suntem aici pentru ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Răcăciuni și, bineînțeles, pentru depunerea jurământului domnului primar. Ordinul de convocare al prefectului județului Bacău, poartă numărul 366, a fost emis în data de 23 octombrie a acestui an. Și în ceea ce privește procedura, va fi una cât se poate de simplă. În prima parte a ședinței vom asculta depunerea jurământului din partea consilierilor locali declarați aleși cu mandatele validate și, bineînțeles, în partea a doua, domnul primar va depune jurământul în fața Consiliului nou constituit. O să o rog în acest sens pe doamna secretar să dea citire listei de prezență a consilierilor, iar după acest lucru o să o rog să precizeze cine este cel mai în vârstă dintre dumneavoastră și, bineînțeles, pe cei doi mai tineri consilieri. Doamna secretar, vă rog. Da, mulțumesc. Deci, așa cum ați semnat puțin mai devreme convocatorul, în ordinea validării mandatelor și nu ordinea alfabetică, vom face prezența. Domnul consilier Ian Cutiliță, prezent. Puteți spune simplu. Doamna consilier Olguța Cocrea, prezent. Domnul consilier Drăgăstan Marinel, domnul consilier Dițoi Ionuț Valeriu, domnul consilier Iștoc Mihai Valentin, întârzie. Domnul consilier Secară Cătălin Costel, domnul consilier Iancu Cristinel, domnul consilier Alecu Robert, domnul consilier Iacobuș Laurențiu, domnul consilier Bădărău Ionuț Andrei, domnul consilier Bulai Gheorghe, ați ajuns, și domnul consilier Gheorghe Munteanu. Avem deja stabilit prezidiul pentru cel mai în vârstă consilier în persoana doamnei Cocrea Alguța, cei mai tineri consilieri, domnul Alecu Robert și domnul Iștoc Mihai Valentin, probabil o să ajungă puțin mai târziu. Deci nu avem prezent. Doar domnul Iștoc Valentin Mihai, putem da un semnal, puteți, vă rog eu frumos, dacă este pe drum și ajunge, să știm. Au fost anunțați? Ba da, cum să nu. Ok, o să vă rog să-mi dați voie să continui da. Ședința. Bun. În aceste condiții, în conformitate cu ordinul prefectului numărul 225 din 14 iulie acestui an, pentru Comuna Răcăciuni a fost arondat un număr de 15 consilieri locali. Constat din ceea ce mi-a zis doamna secretar că ar trebui să fie prezenți 12 dintre dumneavoastră, ceilalți 3 consilieri care nu pot să depună jurământul astăzi, dar au mandatele validate, vor depune jurământul în fața Consiliului cu proxima ocazie și întrucât avem niște mici probleme cu prezența, totuși, chiar în condițiile în care domnul consilier nu ar putea să ajungă în timp util, suntem totuși 11 consilieri, adică mai mult decât jumătate din cei care au mandatele validate, deci ne putem desfășura fără niciun fel de probleme ședința. În aceste condiții, o să o rog pe doamna secretar să dea citire încheierii instanțe prin care au fost validate mandatele de consilier pentru Comuna Răcăciuni. Da, mulțumesc. Asta este a domnului. Judecătoria Bacău, în dosarul numărul 11754/180/2020, încheierea din ședința din Camera de Consiliu din 16 octombrie 2020, a hotărât validarea mandatelor următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Răcăciuni. În ordinea în care sunt trecuți în sentință. Domnul Tiliță Iancu, doamna Cocrea Olguța, domnul Drăgăstan Marinel, domnul Dițoi Ionuț Valeriu, domnul Iștoc Valentin Mihai, domnul Secară Cătălin Costel, domnul Iancul Cristinel, domnul Alecu Robert, domnul Iacobuș Laurențiu, domnul Bădărău Ionuț Andrei, domnul Bulai Gheorghe, domnul Munteanu Gheorghe. Aceștia sunt cei 12 consilieri validați. Bun. În aceste condiții văd că a venit și domnul consilier.
Cel mai tânăr consilier. Acum. O să vă rog să vă ridicați. Urmează procedura solemnă a depunerii jurământului. Fiecare dintre dumneavoastră va veni, va pune mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție și va da citire formulei de jurământ. În condițiile în care, din diverse motive, nu doriți să depuneți jurământul și cu formula religioasă reprezentată de sintagma așa să-mi ajute Dumnezeu, sunteți liberi să faceți acest lucru, adică să depuneți jurământul fără această formulă și în condițiile acestea veți depune jurământul cu mâna doar pe Constituție. Este la latitudinea dumneavoastră. După ce veți da citire formulei de jurământ, trebuie să semnați jurământul în cele două exemplare care vor fi prezentate de doamna secretar. Un exemplar rămâne la dumneavoastră, iar cel de-al doilea exemplar va fi în mâna doamnei secretar general, care îl va depune la dosarul de constituire a Consiliului Local. Doamna secretar, o să vă rog să citim în ordine alfabetică. Deci, domnul Alecu Robert este invitat să depună jurământul. Vă rog. O să citească doar formula, da? Da, 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 aici. Da. Mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție. Punem așa. Ca să fie mai la mână. Pardon. Punem așa. Ok? Aveți aici. Lăsați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bulai Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Cocrea Olguța. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Dițu Ionuț Valeriu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Drăgăștan Marinel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să merită Dumnezeu. Domnul Iacobus Laurențiu. Iacobus.
Îmi cer scuze, aici le-am scris cu diacritice. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Căciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Iancu Cristina. Numai puțin, domnul Iancu, să le... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul secară Cătălin Costel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și domnul Ian Cutiță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum, întrucât se constată faptul că numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit prin ordinul prefectului, în conformitate cu articolul 118 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din anul 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, declar constituit Consiliul Local al Comunei Răcăciuni. Urmează ca în termen de 3 zile să fie emis și ordinul prefectului prin care se va constata îndeplinirea tuturor condițiilor legale pentru constituirea acestui Consiliu. Vă felicit, vă puteți bucura! Luăm loc și în continuare o să vă rog pe doamna secretar să dea citire încheierii pentru validarea mandatului domnului primar. Vă rog, doamna secretar. Judecătoria Bacău, în dosarul numărul 11.699 per 180 per 2020, în Camera de Consiliu, încheierea din data de 13 octombrie 2020, imediat, dispune, admite propunerea biroului electoral de circumscripție electorală numărul 72 Comuna Răcăciuni, validează alegerea domnului Cheța Lucian în funcția de primar al Comunei Răcăciuni, județul Bacău. Okay. Da. Mulțumim.
Domnule primar, sunteți invitat să depuneți jurământul. Vă rog. Așa. Este procedura procedura este aceeași. Da? Deci puteți să depuneți jurământul cu formula religioasă sau fără formula religioasă? Fără formula religioasă, nu are sens. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Răcăciuni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mai spate. Pentru că tot ceea ce însemna depunere de jurământ s-a finalizat la momentul de față, acum sunteți proaspăt sau unii proaspăt nou consilier, cum vreți, sau vechi consilier, cum vreți dumneavoastră să vă numiți în funcție de numărul de mandate pe care îl aveți în spate, o să o rog pe doamna secretar să vă facă precizări în legătură cu tot ceea ce ține de aspectele legate de declarațiile de avere și de interese și de materia juridică a conflictului de interese. Vă rog, doamna secretar. Eu o să prezint scurt și situația mandatelor de consilier, câți au fost aleși, câți urmează să fie validați, câți au fost validați. Astfel, prin ordinul prefectului județului Bacău 225 din 14 iulie 2020, pentru Comuna Răcăciuni s-a stabilit numărul mandatelor de consilier local de 15. Declarași aleși au fost validați de judecătoria Bacău un număr de 12 și au depus jurământul un număr de 12 consilieri. Un număr de 3 consilieri locali au fost declarați aleși, dar invalidați de către judecătoria Bacău, respectiv domnul Cheța Lucian, motivat de faptul că a optat pentru funcția de primar, domnul Cochior Mihai, renunțare la mandatul de consilier local, și doamna Mare Diana Oana, motivat de faptul că a pierdut sprijinul partidului politic, conform dovezii eliberate de partidul respectiv. De asemenea, invalidarea supleantului pe lista PSD a domnului Cochior Silvestru, motivat de renunțarea acestuia. Conform prevederilor articolului 114 din Ordonanța 57 pe 2019, ne aflăm în situația în care este necesară validarea supleanților, respectiv 3 mandate, din cadrul Partidului Social Democrat, domnul consilier Danu Romeo Marcel și domnul Harabagiu Andrei, și din partea Partidului Aur, domnul Bucur Ciprian. Ce aș mai dori să vă comunic? Existența unor acte normative, respectiv legea 161 pe 2003, privind unele măsuri privind asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57 din 2019 referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, precum și activitatea Consiliului Local. Pentru a nu prelungi foarte mult ședința, eu mi-am permis și am făcut extrase din aceste acte normative pe care vi le voi înmâna fiecăruia în parte dintre dumneavoastră să le studiați și în cazul în care există neclarități sau probleme, vom discuta nominal pentru fiecare problemă. Eu zic că este mai ok să citiți în liniște decât să stau să vi le citesc eu acum. La sfârșitul ședinței o să dau fiecărui consilier, da? Da. Mulțumesc. Bun, vreau să dau loc. Acum suntem practic la finalul ședinței de constituire a Consiliului Local și a depunerii jurământului de către domnul primar și am onoarea să vă invit să luați cuvântul care dintre dumneavoastră dorește să adreseze câteva cuvinte, câteva gânduri, după aceea o să-i dau cuvântul domnului primar și la urmă o să închid eu ședința de astăzi. Mulțumim frumos! Da.
Este rândul meu ca, din partea instituției prefectului, să vă adresez câteva cuvinte. Mai întâi de toate vreau să vă felicit că ați ales să desfășurați această ședință în Muzeul de la Răcăciuni. Este într-adevăr un locaș al culturii, un locaș al tradițiilor și, bineînțeles, de ce nu un locaș în care prezentul se va îmbina foarte, foarte fericit cu viitorul. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit și eu pentru faptul că ați primit girul comunității dumneavoastră. Știu că nu este ușor să fii consilier sau, și mai mult, nu este ușor să fii primar. Mai întâi de toate, probabil trebuie să ai un dialog foarte, foarte serios cu tine însuți, să vezi dacă poți sau dacă vrei cu adevărat să urmezi această cale. După aceea trebuie să te sfătuiești cu cei din jurul tău, cu cei apropiați, în special cu familia, care trebuie să te susțină și să te înțeleagă, pentru că urmează o perioadă în care nu vei mai fi al familiei, ci al comunității. După aceea trebuie foarte, foarte multă determinare, pentru că trebuie să fii un alergător în cadrul cursei electorale. Trebuie să stai de vorbă cu mulți oameni, trebuie să-i convingi că proiectele pe care tu le propui sunt unele de succes, care fac bine comunității și mai mult decât atât, trebuie să obții votul în noaptea foarte, foarte tensionată a alegerilor. Și ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, după aceea urmează, de fapt, partea grea, nu? Cei 4 ani în care trebuie să confirmați ceea ce ați propus alegătorilor care v-au votat. Dar acest lucru este unul care se poate face foarte, foarte simplu. Puteți să îmbrățișați nobila, puneți dumneavoastră ghilimelele unde considerați cale, acelui care este pasiv, care nu se implică și atunci cei 4 ani vor trece foarte ușor. Pe de altă parte, puteți alege și vă recomand să faceți acest lucru, să fiți consilieri activi, să vă implicați în viața comunității și să faceți tot ceea ce stă în puterile dumneavoastră, să aduceți această comunitate din Comuna Răcăciuni spre progres. Și pentru că nu este foarte simplu să faceți acest lucru, vă recomand să încercați să faceți un exercițiu prin care să vă puneți diverse întrebări cu privire la viața comunității. Una dintre ele este cea care vă spune ce ar trebui să găsească atractiv un tânăr care și-ar dori să vină în Comuna Răcăciuni sau un tânăr care să-și dorească să nu mai plece din Comuna Răcăciuni în alte părți. Ce l-ar determina pe el să aleagă Comuna Răcăciuni ca loc în care să-și întemeieze o familie și să-și desfășoare o activitate profesională? După aceea, întrebați-vă ce considerați dumneavoastră că este bine pentru comunitatea din Răcăciuni. Și când vă spun acest lucru, vă îndemn ca în momentul în care veți răspunde la aceste întrebări, să le considerați obiective pentru viitor. Nu mă refer doar la acest mandat pe care îl aveți în față de 4 ani de zile. Gândiți-vă că viața unei comunități se clădește pas cu pas, în fiecare zi, timp de mai mulți ani. Încercați așadar să vă fixați obiective pentru următorii 5, 10, 15 ani, poate chiar dincolo de acest orizont de timp, în așa fel încât tot ceea ce veți face să fie cu adevărat grandios. Și de aceea vă încurajez să nu vă limitați la niște obiective mărunte. Propuneți-vă obiective îndrăznețe, propuneți-vă obiective care să vă facă cinste dumneavoastră și comunității, în așa fel încât atunci când ele vor fi finalizate, să fiți mândri că ați contribuit la realizarea lor. Iar dacă, din păcate, nu se vor finaliza sau nu se vor finaliza așa cum v-ați dori dumneavoastră, eu vă spun că este mult mai bine să aveți un obiectiv măreț pe care nu l-ați atins cu puțin, decât să aveți un obiectiv mic pe care l-ați îndeplinit 100%. De asemenea, pentru faptul că acest lucru nu este foarte ușor, trebuie să aveți în vedere că de astăzi campania electorală s-a încheiat. Nu mai sunteți consilieri care fac parte dintr-o formațiune politică sau alta, ci sunteți cu toții consilieri ai Comunei Răcăciuni.
Și acest statut vine cu o obligativitate din partea dumneavoastră, aceea de a lăsa la ușa sălii de Consiliu toate animozitățile personale sau de altă natură și în momentul în care veți intra în ședință și veți participa la dezbateri, să veniți cu argumente obiective, argumente constructive, care să își propună să găsească soluții reale la problemele cu care se va confrunta pe parcursul celor 4 ani Comuna Răcăciuni. Vă spun acest lucru că este important să conștientizați faptul că în momentul în care veți intra în sala de Consiliu, veți fi, practic, parlamentul, dacă pot să mă exprim așa, al acestei comunități. Iar domnul primar, împreună cu aparatul tehnic, va reprezenta puterea executivă din Comuna Răcăciuni. Deci ceea ce veți hotărâ împreună, domnul primar va trebui să ducă la îndeplinire. Și acest lucru trebuie să fie făcut cu responsabilitate, astfel încât și pentru domnul primar să existe o cale foarte clară de urmat, cu pași care sunt foarte evidenți, în așa fel încât să nu existe sincope în implementarea proiectelor. Vă mai spun acest lucru pentru că trebuie să înțelegeți că sunteți de astăzi înainte o echipă. Nu sunteți grupuri diferite, nu trebuie să faceți bisericuțe în cadrul Consiliului Local, ci trebuie să aveți conștiința faptului că sunteți o echipă, dacă putem să-i spunem, sau dacă avem această pretenție, chiar și o mini-familie, care hotărăște soarta unei comunități. Nu uitați că vrând nevrând, pentru următorii 4 ani, soarta Comunei Răcăciuni se află în mâinile dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră să fiți trecuți într-o carte de istorie a Comunei, într-o pagină peste care foarte mulți din cei care vor veni după noi vor trece foarte repede, sau puteți fi unii care au marcat începutul unui nou capitol și al căror nume vor fi scrise cu litere îngroșate. Depinde de dumneavoastră acest lucru. De asemenea, vă îndemn să îl sprijiniți pe domnul primar. Chiar dacă el are experiența pe care i-o conferă cele 2 mandate pe care le-a parcurs până acum și se află în pragul celui de-al 3-lea mandat, are al 4-lea, felicitări. Deci este într-adevăr o carieră administrativă impresionantă, asta nu înseamnă că nu are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Gândiți-vă că pentru rezolvarea problemelor comunei, el s-a trezit și probabil se va trezi la ore foarte, foarte devreme, să zicem 3-4, se va sui în mașină, fie că va fi vorba de vânt, de ploaie, de gheață, de frig, de soare și va merge să vă reprezinte interesele ale dumneavoastră ca și comunitate. Fie că este vorba de autoritățile județene, fie că este vorba de autoritățile centrale, el va trebui să parcurgă sute de kilometri, mii chiar, pentru soluționarea problemelor cu care vă confruntați. Și vă dați seama că aceste lucruri nu sunt cele mai ușoare, mai mult decât atât, vă poate spune cu siguranță că în momentul în care încep tot felul de evenimente, tot felul de situații de urgență, poate să ajungă acasă foarte, foarte târziu și poate să plece foarte, foarte devreme. Și atunci este important să știe că el are în dumneavoastră un factor de sprijin, că dumneavoastră în calitatea de consilier îl veți sprijini și îl veți ajuta atunci când va fi cazul. Am înțeles că acest lucru s-a întâmplat până acum. Vă felicit și vă mulțumesc în numele locuitorilor județului Bacău, din care și Comuna Răcăciuni face parte, pentru că ați înțeles care este importanța dumneavoastră și actului administrativ pe care trebuie să îl îndepliniți. Mai mult decât atât, vă spun că la nivelul instituției prefectului veți avea, cel puțin pe perioada mandatului meu, o ușă tot timpul deschisă. Fie că este vorba de dumneavoastră ca și consilier, fie că este vorba de domnul primar, vă așteptăm și împreună cu colegii de la instituția prefectului vom căuta cele mai bune soluții. Vom folosi toată experiența și expertiza noastră în așa fel încât tot ceea ce înseamnă probleme de la nivelul Comunei Răcăciuni să fie rezolvate. Iar după ce vom fi găsit cele mai bune soluții, vă promit că vom face și următorul pas, promovarea interesului dumneavoastră, fie că este vorba de autorități județene, fie că este vorba de autorități centrale. Imaginați-vă că la nivel de județ sunt 93 de unități administrativ-teritoriale, plus Consiliul Județean, deci practic intrați în competiție cu 92 de alte comunități, iar la nivel național știți că sunt
40 de județe, peste 40 de județe și acolo fiecare județ va vrea să își reprezinte interesul și să aibă acces la resurse. Deci nu va fi o luptă ușoară și atunci veți avea nevoie și dumneavoastră și domnul primar de tot ajutorul de care puteți beneficia. Acestea fiind spuse, vă doresc să aveți mintea limpede, să aveți întotdeauna dispoziție să veniți și să-i ascultați pe cetățenii care v-au votat și aici să veniți cu problemele lor reale și să le căutați soluții. Mai mult decât atât, vă îndemn să vă păstrați sănătatea, mai ales în aceste perioade de grea încercare din punct de vedere medical, nu doar pentru județul Bacău sau pentru România, ci pentru întreaga comunitate mondială. Și vă mai recomand ceva, să fiți cât se poate de activi atunci când va trebui să studiați materialele pe care doamna secretar o să vi le pună la dispoziție cu ocazia fiecarei ședințe. Trebuie să luați decizii în cunoștință de cauză și trebuie să știți ceea ce este important pentru comunitate și să puteți să vă informați așa cum trebuie și în timp util. Mai mult decât atât, dați-mi voie ca în numele instituției prefectului să urez celor care poartă numele de Dumitru sau derivatele acestui nume să vă urez la mulți ani și să vă doresc sănătate. Iar dumneavoastră, ca și Consiliul și domnului primar, vă doresc să aveți mult succes și să aveți o colaborare excelentă pentru următoarea perioadă împreună. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc la mulți. Să închei prin câteva mulțumiri. Aș vrea să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că mi-a dat înțelepciune și răbdare. Vreau să mulțumesc familiei care îmi este alături și mi-a fost și îmi va fi alături, dar și este aici de față. Soției care m-a răbdat și mă rabdă în continuare. Exact cum spunea și dumneavoastră, că timpul de primar și funcția de primar nu este numai... ocupă și partea administrativă și mai mult ești plecat decât să fii cu familia. Să mulțumesc cetățenilor Comunei Rădăcini pentru încrederea care mi-a acordat-o prin vot. Să mulțumesc echipei aici de față cu care am făcut campanie. Să mulțumesc colegilor și cu siguranță cred și sper că toate proiectele care vor fi puse pe masa Consiliului Local vor trece și vor fi aprobate în avantajul și în beneficiul cetățenilor Comunei Rădăcini. Spre final avem un pahar de șampanie, o prăjitură, dacă vreți să rămâneți, cu mare drag. Mulțumesc din suflet și succes alături de voi!